Salut, prieteni! Sunt Ion Constantinescu și bine ați venit la Apple Electricity. Astăzi ne distrăm cu o roată de hoverboard. Vedem vara copiii care parcă zboară pe trotoare sau ulei cu aceste scutere electrice cu două roți, conduse practic prin înclinarea corpului. Un hoverboard este compus din placa cu circuite electronice și unitatea de control, senzor de viteză și senzor de înclinare, senzor infraroșu, contacte aflate în placa suport pentru comanda senzorilor infraroșu, placa pe care stă copilul sau persoana și conduce hoverboardul și un acumulator de 24V sau 36V care depinde de mărimea hoverboardului. Senzorii de viteză și cei de înclinare trimit semnale către circuitele giroscopice și de viteză, de aici către unitatea de comandă și unitatea de comandă trimite semnale pentru acționarea motoarelor. Practic discutăm de două motoare. Mișcarea persoanei pe placa suport sau mai bine zis înclinarea acesteia față, spate, stânga, dreapta este detectată de către perechile de contacte și senzorii cu infraroșu din placa de sprijin. De asemenea, hoverboardul este echipat cu lumini comandate tot de către electronică. Dar să trecem la motor, partea care ne interesează pe noi. Am o roată de hoverboard cu diametru de 6,5 inci, și este chiar motorul, da, practic, motorul care are puterea de 350 W. Motorul unui hoverboard este un motor de curent continuu, fără perii, da, practic, nu vedem perii, colectoare, sau se mai numește Brushless Direct Current Motor în literatura de specialitate, sau BLDC, prescurtat. Este un motor de curent continuu sincron. La un motor sincron, turația rotorului în acest caz, este egală cu turația câmpului învârtitor. Da? Câmpul învârtitor indiferent de sarcină. Câmpul învârtitor produs de stator. Cine a urmărit seria de videoclipuri cu motorul mașinii de spălat își aduce aminte acolo că este un videoclip realizat cu un motor special al mașinii de spălat și anume un motor sincron cu magnet permanent. Constructiv sunt asemănări între acel motor și acesta. Numai că la motorul sincron, da, cel de la mașina de spălat, alimentarea era sinusoidală cu frecvență variabilă. La acel motor, magnetul permanent sau magneții sunt în rotor, iar rotorul se află în interiorul motorului. Varianta mai poartă denumirea de inner rotor machine. Aici, la motorul roții hoverboard, rotorul este în exterior. Practic, acesta este rotorul. Da? Deci, carcasa cu anvelopa. Sub formă de carcasă și are 30 de magneți la interior sub formă de plăcuțe dreptunghiulare. Da? Se observă aceste plăcuțe, da, lipite pe carcasă la interior. Statorul este trifazat și are 27 de bobine. Se mai numește outer rotor machine. Înfășurarea trifazată, care este aceasta, da? Cele trei conductoare, este comandată de către un controller care asigură pulsuri de curent către înfășurări
pentru a controla viteza și cuplul motorului. Pentru a cunoaște poziția corectă a rotorului, da, acesta, astfel încât statorul să fie corect alimentat de către controller, este nevoie de trei senzori Hall. Și aceștia se află aici. Se vede placa cu senzori. Aici în interior, da? Cei trei senzori. Senzori care asigură semnale către unitatea de control. De aceea avem 8 conductoare la motor, da? În circuitul motorului. Avem cele trei conductoare pentru cele trei faze, da? Albastru, galben și verde, iar aici avem 5 conductoare. Sunt trei conductoare, da? Albastru, da? Verde și galben, se observă, acestea trei, și corespund senzorilor Hall. Și fiecare senzor, da, senzorul de culoare cu conductor culoare verde este asociat pentru înfășurarea verde, cel albastru pentru înfășurarea albastră și cel galben pentru înfășurarea galbenă. Și mai avem două conductoare, da, acestea, culoare roșie și culoare neagră, da, plus și minus pentru alimentare. Deci, practic, 3 cu 2, 5 și cu 3, 8 conductoare. Magneții rotorului, da? Aceștia sunt de tipul Alnico, un aliaj ce conține cobalt între 10 și 40%. Cobaltul este un material care asigură o inducție remanentă ridicată. Acum ne punem întrebarea dacă putem să facem o conversie cu acest motor. Prima idee la care ne oprim este aceea unui generator electric. Dar ce tip de generator? Cu un câmp magnetic permanent la exterior, da, care se rotește și o înfășurare trifazată montată la interior. Este clar că avem un generator trifazat de tensiune alternativă și curent alternativ. Practic, când o să rotim rotorul, da, câmpul magnetic care este acum fix, el devine rotativ. Da? Devine rotativ și liniile de câmp magnetice intersectează înfășurarea trifazată. Conform legii inducției electromagnetice, în înfășurare se induc tensiuni electromotoare alternative, iar dacă conectăm un receptor la această înfășurare, da, o să fie un curent electric care trece prin consumator. Dacă măsurăm rezistența electrică între două faze, să vedem ce valoare avem. O rezistență aici între galben și verde de 1,4 ohm, între galben și albastru 1,4 ohm și între albastru și verde 1 secundă, o conexiune mai bună doresc. Da, aici avem 1, da, tot 1,4 ohm. Deci, o rezistență de 1,4 ohm între fază.
Motorul este funcțional, nu se pune o problemă privind partea de izolație între înfășurare și ax, da? Hai să vedem ce se întâmplă în momentul în care montăm statorul. Practic o să presez rulmentul în carcasă, astfel încât să fie bine presat. Se prinde cele 6 șuruburi. Da? Am montat statorul. Da? Și acum să vedem ce tensiune generează în momentul în care rotim simplu la mână. Practic, am discutat că avem un generator de curent alternativ, da? Și o să setăm da, volt tensiune alternativă 6 volți. Hai să vedem. Între două faze. Și o să rotesc. Să vedem ce tensiune. Deci, practic, depășește și 6 și atunci o să rotim și ajungem chiar și la o tensiune de 8 volți și 9 volți la o simplă rotație. Da? Dacă schimbăm și între faza de culoare verde și galben, și aici, da, la fel va fi și cealaltă fază, o tensiune până la 9 volți. Deci, promite. Dacă conectăm o lampă de semnalizare de motocicletă, și becul este de 21 de W, 12 V. Hai să vedem. Ce obținem? Da, becul luminează la rotație. Și o altă combinație.
Și aici, practic, și cealaltă combinație va fi la fel. Deci putem să spunem că în curând o să avem o aplicație cu motorul de hoverboard funcționând ca generator de curent alternativ și o să vedem care sunt parametrii și condițiile de funcționare pentru acest generator. Prieteni, vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de abonare, clopoțel și share, dar și like. Ne întâlnim în curând pe canalul educațional Up Electricity. Să auzim numai de bine!